Oameni buni, a venit momentul să se umple platoul de arome, pentru că este timpul pentru cozonacul de aur. Așadar, e timpul să intre jurații. Primul este nimeni altul decât președintele cozonacilor pe România, domnul Nea Vasile! Să treci, Nea Vasile! Să treci. Ce faci, pregătit? Da, cum? Cum merge treaba? Te-a căutat cineva pe la cozonăcărie să te boscorodească, cum e vorba aia, că ai dat note mici, a? Astăzi chiar am avut o problemă. Ce problemă? Te-a certat cineva? M-a certat. De ce? Vreo ruda unei concurente, nu? Cum, domnule, că era bun. Nu era, n-avea gust, că era gustos făcea. Doamnă, ați gustat dumneavoastră? Adică, dar fii sincer, cum așa ți-a zis? Hai, domnule, că nu era gustos, sau ți-a zis? Nu. Deci a venit, pe... da, te-a certat pe la cozonăcărie, a? Da, s-a certat, până m-a cumpărat și de la mine. M-a certat, dar până la urmă... Păi și cum îți spunea? Hai, domne, că era gustos. Parcă da, gusta telespectator. Cum știți despre gust dacă era prin televizor? Și ce a zis? Nu, dar bănuiesc că arăta așa cum arăta. Deci oamenii pot fi păcăliți de aspect, dar nu de gust, că de-aia avem aici cei mai tari jurați. Omul ăsta este fabulos, muncește de 20 de ani. Da, da, da. Zi de zi, la 5 dimineața, se trezește și cum se ce la cozonăcărie. La 4 mă trezesc. La 4 dimineața te trezești. La 4. La 4 jumate sunt 5 fără un sfert. La 5 ești la cozonăcărie. La patiserie, da. Și până când stai? Până noapte? Mă apucă nouă. Un acum... om extrem de muncitor, domnul Nea Vasile, președintele juriului. De asta este el președintele juriului. Mergem mai departe, că l-avem și pe prim-ministrul cozonacilor. Până o să fie consultările cu partidele. Șef Alex Cârțu! Da. Ți-ai luat culoarea asta pe tine pentru că am zis prim-ministrul cozonacilor. Da. Bună ziua, domnul Alex Cârțu! Bună ziua! Ce faceți, domne? Bine, dumneavoastră. Deci cozonacul nu se mănâncă cald. Corect. Așa să fie. Așa să fie. Pe tine te-a certat cineva pe Facebook? Aoleu. Adică? Aoleu, de... cred că sezonul ăsta am luat cel mai mult hate. Posibil. De cine? Doamne, o groază de doamne m-au... Ce ți-au zis? Că nu este frumos ceea ce faceți. Vin doamnele acolo, se chinuie să facă și voi vă bateți joc. Aia. Cine e, domne, chelul ăla care își dă cu părerea nu știu ce? Chelul ăla este un om care a fost la Masterchef, care este șef cu acte în regulă și aici asta jurizăm, oameni buni, nu e pe cu supărate, e pur și simplu ce gustăm, aia jurizăm. Asta e. Trebuie să fim fair. Corect. Eu sunt convins că cei care ți-au dat ție acele mesaje de hate sau care l-au mai criticat pe domnul Nea Vasile ar reacționa altfel dacă se aduce la un magazin și ar trebui să-și cumpere cozonaci ca cei prezentați aici și n-ar fi buni. Cred că atunci ar avea altceva de spus. Păi știi, când te lovește la buzunar, atunci încep să reacționezi. Corect. Iar juratul vedetă de astăzi nu mai are nevoie de nicio prezentare, nu mai e nicio surpriză. Este Andra! Bună! Bine ați venit la emisiune! Da. Și am zis că sunt cozonaci buni, să vezi ce mâncăm azi. Da, n-am mai gătit acasă astăzi, că mâncăm cozonac. Foarte bine. Ce faci, Andra? Foarte bine. Am venit. Sunt dură și sunt și expertă, pentru că am mâncat ceva cozonaci la viața mea. Corect. Și asta ziceți voi dacă nu. Deci da. Corect. Și asta e adevărat. La tine cozonacii cei mai buni îi face mama. În copilărie, da, și cumva caut atunci când vreau să cumpăr de undeva sau vreau să mănânc un cozonac, vreau să cumpăr ceva care să... Ți-aduc aminte să de... mi-aduc aminte de copilărie. Acum, dacă e rețeta și mai, știi, și mai specială decât a mamei, foarte bine, mama e pe tradițional. Da, am găsit. Nea Vasile mi-a adus aminte de copilărie. Cu cozonacele, da? Da, uite, m-am îngrășat. El e de vină. Perfect! Așadar, ne pregătim, oameni buni, să vedem concurenta. Marți, țineți minte, am gustat cozonacul fără zahăr. Ieri am avut cozonacul de post, iar astăzi avem parte de o nouă rețetă în premieră, cozonacul însiropat babka. Ați auzit de așa ceva? Cine? Da. Babka, cozonac însiropat. Ai auzit, Nea Vasile? Da. Ai auzit? Da. Bravo, și Nea Vasile și Alex Cârțu au auzit. Eu și Andra o să gustăm. Dana Popa este concurenta care vine în platou cu acest preparat provocator. Dar mai înainte, haideți să vedem cum îl face. Atenție mare la material.
Mă numesc Dana Popa, sunt din București, am 40 de ani și pe lângă meseria mea de bază, jurnalismul monden, activez în presa mondenă de 20 de ani. Pasiunea mea este bucătăria, mai precis deserturile. Așa că m-am gândit să mă specializez între timp, mai ales că am acasă doi copii pofticioși. Și astăzi aș vrea să vă prezint o rețetă care, nu știu, e un pic mai nouă sau nu se practică de obicei. Este vorba despre un cozonac babka, se numește, european, se face mai mult în Israel, Polonia și așa mai departe. Nu știu dacă se vede, dar îmi place coca. Deci pasiunea pentru dulciuri este de mică, pentru că oricum făceam foarte multe dulciuri acasă, făcea și mama mea. Îmi plăcea de mic copil, între timp am mai crescut, am și eu doi copii acasă, unul de 7 ani și unul de 2 ani și le place foarte tare să mănânce dulciuri, bineînțeles. Și pe lângă ciocolată încerc să le fac aceste deserturi de casă. Cozonacul, în mod special, recunosc că îmi place mai mult mie și celui mic. Cum te-ai hotărât să participi la Cozonacul de Aur? Nu știu, mă gândeam dacă am ratat sau nu, m-am uitat anul trecut și anul ăsta, dacă m-a tot prins microbul, am zis să încercăm, să vedem ce iese. O fac așa, practic de hobby, nu-mi imaginez, adică nici nu cred că voi câștiga sau ceva de genul. Sunt superstițioasă de fel și mi-a fost frică să spun unde merg și ce vreau să fac, că mă gândeam că poate nu o să-mi iasă rețeta și n-am vrut să mă fac de râs, așa că mai bine să-i surprind direct din platou, știi, să mă vadă direct acolo și să vedem ce o să iasă. Înainte să ne apucăm să modelăm coca, trebuie să pregătim crema. Ideal ar fi să ne mișcăm mai repede și cu coca și cu crema, pentru că altfel riscăm să se înmoaie, iar procedeul acesta o să fie puțin cam îngreunat. Aici am pus cacao, am pus ciocolată, mai punem puțină cacao, aici un pic de lapte, aici avem coniac, se pune pentru gust. Că este o tehnică aparte, ca să zic așa, când vine vorba de acest cozonac, nu? Da, o să vedeți acum. Mi-a fost cam teamă să-l fac, recunosc, pentru că este a doua oară când îl fac acasă. Prima dată nu mi-a ieșit. Acum am ținut mai mult ingredientele la frigider și sper să-mi iasă. Am emoții deocamdată. O să vedeți că se taie cumva pe mijloc, după care se împletesc. E mai complicat, dacă se rupe, se rupe, acum mi-o fi norocul. Cozonacul este gata, o să-l scoatem de la cuptor. Și trebuie însiropați, pentru că au umplutura la vedere. Să vedem dacă ne facem sau nu de râs. Îl tăiem sau nu-l tăiem? Îl tăiem. Da? Trebuie. Doamne ajută. E însiropat destul de bine. El ar fi trebuit să stea ca să intre siropul acesta în el mai bine și să nu fie... E un pic umed, dar e ok. Sper să fie gustos și să vă placă. Aceasta a fost rețeta de cozonac babka și sper să am succes la jurizare. Ne vedem acolo. Vă mulțumesc frumos! Tu de ce băteai așa nerăbdătoare? Nerăbdătoare, îmi place să gust, să mănânc. Eu chiar sunt supărată că n-ai apelat la mine să fiu al treilea jurat tot timpul acest sezon. Permanent. Permanent. Ca să pot să fac diferența, cum a fost ieri, cum e azi, că nu pot să fac diferența, că îmi place gustul și așa, eu, știi? Da, adică... Puteam să fac diferență cu ieri, cu azi, cu... Dar, promit să fiu sinceră. Hai să tocmai mâncăm! De aceea, haideți să o cunoaștem așadar și pe cea de-a patra concurentă de la Cozonacul de Aur, ediția de Crăciun 2020, Dana Popa!
Bună, Dana! Bună, bine v-am găsit! Da, ne cunoaștem, cred că de vreo 10, 15, 20 de ani. De 20, cred. Cum spuneai ceva mai devreme, jurnalistă de Monden. Te cunosc de când erai la Libertatea. Ai fost foarte mult timp la Libertatea. Și acum ești mamă. Și acum sunt mamă, da. Ai, uite, acolo copiii, ridică acolo, mâna. Ia stai să-i vedem. Ce simpa. Amândoi sunt, nu? Nu, doar băiețelul. Doar băiețelul, mai ridică un copil mâna. Cel mic e acasă. Da. Uite, fă cu mâna acolo la cameră. Uite-te la cameră. Aici, uite, atent. Hei, perfect! E blindat. Ce frumos e să-ți trăiască, să vă mulțumesc, trăiască. Mulțumesc, la fel și doi vouă. Cozonaci. Am doi cozonaci. Am înțeles că unul l-ai făcut azi dimineață, unul? Da, pentru că eram crizată ca seară, acesta nu mi s-a părut senzațional și de dimineață zic să mai producem încă unul. Deci pe care îl ducem la tăiere? Acesta, zic eu. Asta. Arată mai simpatic. Da. Tu ai tăvnici acasă, nu? Păi da, de ce? Trebuia să fie mai... Îi lipim, nu-i propriu. Îi lipim, o, exact. Acum fiecare om, știți cum e? Vine să impresioneze juriul, dar ce frumos e, adică e... Păi, nu-l pupa. Ia, trebuie să vezi cum miroase. Dacă miroase a coniac, e de bine. Dacă e de bine, dar vreau să le spunem celor de acasă că tu nu ești profesionistă. Nu, tu nu te-ai înscris pentru că îți place concursul nostru și ai vrut să vii cu acest cozonac. De hobby, îmi place foarte tare să gătesc, mai ales de când am și copii, experimentez. Acesta, nu știu, l-am încercat, este a patra oară când îl fac. Ăsta îl duc acolo, da? Ăla dul, să și vedem e însiropat? Ce se întâmplă. Este însiropat deasupra, după ce l-am scos de la cuptor. I-am pus un sirop făcut din zahăr, apă și coniac. Dar cum ești, babka? Babka se babka, numește. Babka. Da. Este un cozonac din Europa de Est, tradițional în Israel. Se vede că e mic și pricăjit. E mic și pricăjit, trebuie să aveți așa grijă când puneți mâna pe el să nu se rupă, care e umplutura la vedere. Avem, și facem și noi. E păcat de munca mea, nu de alta, dar l-am mângâiat așa când l-am făcut. Perfect. Prima dată îl analizăm din punct de vedere al aspectului, Ina Vasile. La noi așa e, Andra, prima dată cozonacii vine aici la concursul de frumusețe. Bine, ei nu cresc ca cei tradiționali. Nu, că pe noi n-ar interesa frumusețea. Gustul e... Fină sau nu pentru fină? Pentru modelul ăsta arată bine. Cum? Pentru modelul ăsta de cozonac arată bine. Cum pentru modelul ăsta de cozonac? Babka. Pentru babka, da. Pentru babka arată bine. Alex, ce părere ai? Părerea mea este că arăta foarte bine cel din filmare. Da. Cel din filmare arăta mai bine, arăta, nu? Arăta mai bine, da, am avut emoții. Cu 5 kg. Televizorul îngrașă cu 5 kg, normal că părea mai mare. Nu, la împletit era mai... Arăta mult mai bine, mai uniform, așa este, da. Recunosc, l-am făcut cu emoții, mi-a tremurat mâna. Să important știi că merge este și să mai, gustos. Merge și mai însiropat. Da. Acesta l-am făcut dimineață și mă gândeam să nu, în cazul în care o să-l tăiați, să nu fie prea... Și păi în, de rezervă. În astfel de cazuri e bine să-l însiropezi un pic mai mult, când se taie mai devreme. Normal, îți recomand să-l lași cam 24 de ore. Da. Îl ungi puțin pe deasupra, după care l-ai scufundat o secundă, maxim două, și lași 24 de ore și apoi poți să-l servești. Dar arată bine? Nu-i prea ars? Nu-i prea... Nu, chiar arată, chiar arată ok. Este, gândește că e un cozonac cu foarte multă umplutură. Este un cozonac pe care când îl pui în tavă trebuie să-l lași mult mai mult timp ca să crească în tavă. Și sunt începătoare, deci... Într-adevăr. El mai trebuie lăsat. Să știi că trebuie lăsat cam de două ori. Pe acela din coș l-am lăsat mai mult, l-am făcut de ieri. Dar nu mi-a plăcut aspectul. Deși cred că împlietitura arată mai bine la acel din coș. Ia zi. Să-l tăiem pe care dorești tu. Nu, eu zic să-l tăiem. Eu zic că arată, are multă umplutură. Da. Vreau să zic că nu e greu dacă te-ai așteptat să fie însiropat, te-ai așteptat să fie mai greu, știi? Eu zic că e foarte bine, adică pentru o persoană, acest cozonac... E suficient! E suficient! Deci pentru o persoană... De două, trei felii, îl termin. Să știi că e foarte sățios. Da, ești pregătită. Cozonac, am emoții, sincer. Dacă nu e făcut, nu știu, plec acum. Mai am unul aici, deci ești hotărâtă pe asta să-l tai, da? Eu așa zic, pare mai simpatic. Deci, oameni buni, Dana Popa, cea de-a patra concurentă, încearcă să ajungă în finală și... Și leșina acum. Cozonacul. Vezi cum e? E nasul? Și acum... Fii atent, pune-l pe celălalt dacă nu e bun ăla. Și acum... Schimbă-l. Și acum... Nicușor. Deci am pastilele de inimă aici, la mine, atent. Să știi. Uite-te aici.
Oameni buni, am revenit, Cozonacul de Aur, cea de-a patra concurentă, Dana Popa. Am o întrebare pentru tine, Dana. Da. Cum spuneam, ziaristă cu State Vechi în presă, acum ești la Click, la ziarul Click. Dacă colegilor din redacție le duci cozonaci făcuți de tine? Păi n-am avut ocazia, dacă lucrăm de acasă... Te-ai scos, da? M-am scos, da. Le fac doar cu optă pentru colegii Danei Popa de la Click, dacă se poate... Ochii pe cozonac și puteți să-i dați un mail să trimită în redacție. Ia să vedem. Ta-na-na-na. Hei. Arată cum trebuie. Doamne ajută. Are cremă cum îmi place mie. Multă. Haide să-l și gustăm. Deci ăsta este cozonac, cum ai zis tu? Se numește babka, este un cozonac însiropat. Ți-am minte, ți-a zis de 3 ori. Știi că mai am probleme cu asta, mă cer și tu la televizor că nu ții minte. Dar ești deosebit. Îți mulțumesc. Da. Atât, Odor? Ce faci? Pentru asta am venit, m-am machiat, m-am arășat 3 ore. mai e unul acolo. Da. Ia să vedem. Cozonac cu babka, oameni buni. Ia să vedem. E nasoală treaba. Să guste și prezentatorul. Ia să vedem. Abia așteptam. Cărli, ți-e poftă? Nu ți-e poftă, Cărli, da? Dar știi ce vreau să te întreb? Ăsta ai făcut de dimineață? Da. Că e... De dimineață. La 7. La asta putem să-i testăm amortizoarele? La astea nu se testează, nu? Ia. Are. Fâșii se rupe, uite, fâșii se rupe. Din părți. Andra, cum ți se pare? Dacă are umplutură? Serios, e bun? Chiar e... Dana, serios, e foarte gustos. Mie îmi place acum. Dar nu ține trebuie, pandemie, am că le-am zis la toate concurentele că e gustos. Deci mie mi se pare... Mie nu, cum să zic, nu-mi plac cozonacii aceia care sunt extrem de dulci. Mi se pare că e cât trebuie de dulce. Umplutura foarte, foarte bună. Zici să luăm rețeta? O mai bine vă trimit eu. O faci tu? Eu nu mă bag la cozonaci, mi se pare... Nu știu, o să... Nu e cu frământare, e dospila rece, se face imediat. La mixer. E gustos? Foarte bun. Tine. Sincer, mulțumesc din suflet. Foarte bun. Nu ca. Să din altă. Te rog, nu pune mâna. Hai mă, ia, am glumit, dar nu. Nu, e bun la gust. E bun la gust, da. Las, că mănânc din străin. Te rog, ia. Dar nu mai mânca tot perioada, mânca de la oricine. De la nevasta poți să mănânci, ia. Nu, dar asta, că am jumătatea mea. Eu sunt jumătatea ta, ia vezi. Ia uite. Mă scuzați, dar trebuie să duc Ofelie și acasă. Aduce mama acasă. Ieri când a aflat David că o să vin aici, dar vreau și eu să vin să jurizez. Mami, îți promit că ți-aduc Ofelie acasă. Și Eva, așa că acasă vom face încă o dată jurizarea. Noi te iei de la gura lui tati și le duci la copii. Mulțumesc! Nea Vasile, cum e, bre? E bun la gust. E bun la gust, corect. Da. Îi simți drojdia? Nu. Sarea? Are cât trebuie. Pe bune? Da, da. Atât că e prea exagerat cu umplutura. Mie așa îmi place. Prea exagerat. Mie așa îmi place și... Eu am pus să fie. Mai repede că mănâncă prăjitură. Asta nu e o chestie rea, Nea Vasile. E bine să fie. Nu mă, dar Nea Vasile gândește din punct de vedere al business-ului când face cozonac. Prea multă umplutură, adică totuși. Cu toate că și ai matabri au foarte multă umplutură. N-au prea mult, au cât trebuie. Au cât trebuie. Îți dai seama acum. Strică piața, Dana, pe ce faci? Deci, Nea Vasile, nu-i simți drojdie, asta e bine. Foarte bine, nu, că a măcinat un pic mai mare să simte. E bine asta? Da. Dar e bun. Nu l-a lăsat la crescut, mai trebuia lăsat la crescut. Mai trebuia lăsat la crescut? La crescut, înainte să-l bagi la copt, da. Am văzut că l-a lucrat cu făină, cu ulei se lucrează, se întinde pe masă. Este o rețetă cu unt. Nu contează. Da. Când îl modelați, un pic de ulei. Supărat. Contrazis. Alex Cârțu, ia să vedem. Contrazis, mai contrazic și eu acum să zic că la babka de obicei se pune mai multă umplutură. Da. Deci...
și o iei de sirop mai mult. Evident, asta voiam să zic. Măcar aici am picat pe aceeași lungime. Deci vă place cu mai mult coniac? Trebuie mai însiropat. Nu da. Că-mi place, că nu-mi da, place, trebuie mai trebuie însiropat. Trebuie mai însiropat pentru că se numește babca. Da, 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 exact. Da, păi asta da, este da, specific. Asta e ideea. De... Dacă nu spunea că e babca, era... Nu te supăra, de ce nu i-ai spus Andra sau alt nume? Ce trebuie să spui babca? Lasă-o încolo de... Da, bine, îl vezi de la o poștă că e, că e babca. Da, puteai să... Mi-a fost frică să-i pun mult sirop, având în vedere că a fost făcut de dimineață și n-am vrut să risc să... Nu știu, să se... Da, dar la... Pentru că a fost făcut de dimineață și ai pus mai puțin, l-a tras foarte, foarte repede. Da, da, da. Și nu se simte însiropat, se simte doar aftertaste-ul ăla de alcool, aroma. De coniac. Mm-hmm. Da. Am înțeles, o să țin cont de. Este un cozonac care de obicei se face mai dulce decât l-ai făcut tu. Se dospește la rece și mare grijă cu dospitul ăsta la rece, pentru că dacă folosești aceeași cantitate de drojdie ca la un cozonac normal, risc să o simți mult mai intens. Deci felicitări din punctul ăsta de vedere că nu se simte. Mulțumesc. Am respectat rețeta. Să se rupă fâșii, adică pale, nu se pune problema, pentru că este un cozonac cu mult mai multă umplutură, vorbind un mediu mult mai dulce și atunci vorbim totodată de un aluat care nu se va dezvolta din punct de vedere al pufoșeniei, ca să zic așa. Cum s-ar dezvolta da. Într-un cozonac normal. N-am vrut să pun zahăr normal. Mult în aluat, că știam că umplutura este consistentă și atunci n-am vrut și să... Și dacă l-ai uite. Mai și însiropat, automat da. Nu folosești atât. Pun zahăr și însiropul. Atâta da, da, da. Da. E un secret, pentru că... Iartă-ne, Alex, dar am citit și noi pe Wikipedia, ce crezi că nu avem și noi internet? Se zice așa, babka este o pâine sau o prăjitură dulce împletită care a provenit din comunitățile evreiești din Polonia, Polonia și Ucraina. Ucraina, este popular Rusia. În Israel și în diaspora evrească. Pentru prietenii noștri de pe ProTV Internațional, pentru diaspora, salutări din partea noastră. Și se face și cu multă ciocolată, cu scorțișoară, cu măr. Și poți să-i pui și fistic, depinde de preferințe. Da. Bine, dacă mai pune și fistic... Era prea mult. Și da, scorțișoară, nu. Că nu-i place lunea da. Vasile scorțișoara de nicio culoare. Deci dacă vine cu scorțișoară, automat, e, nu era foarte bine. Da, din punctul meu de vedere, ți-am spus, contează foarte mult și cum faci aluatul. Pentru că este un aluat ce trebuie să susțină o cantitate foarte mare de umplutură. Da. Ca să susțină o cantitate foarte mare de umplutură și să nu aibă găuri, necesită un anumit skill. Deci, din punctul meu de vedere, asta este un plus, că nu are găuri. Mi-aș fi dorit să arate mai bine la exterior, dar dacă ai făcut doar de 5 ori, e destul de greu să faci asta. Prima dată nu mi-a ieșit absolut deloc, pentru că nu era coca destul de rece, s-a plăștit, a ieșit umplutura. Deci chiar trebuie să exersezi vreo 50-100 de bucăți, să fii cu mintea limpede și o să-ți iasă mai bine. Perfect! Și mai însiropat. Aul, nu, dar nu mă spui să mă ce ai mă. Da. Ce ai pățit? E de la eu un... Eu știa, dar știu, dar totuși ne știm de atâția ani. De-am speriat, da? Mă simt ca la... Iartă-mă. Ca la rubrica cu sosurile iuți. Sosurile iuți. Da. Ți-a rămas rubrica aia cu sosurile iuți în minte. Altceva mi-a rămas în minte, dar mă rog, hai să... Și eu știu, și eu am văzut-o. Da? Da, pe YouTube. Hai să trecem. Hai să schimbăm subiectul, să nu stricăm emisiunea. Nu, da, aici e Dana și scrie imediat o... O știre. Mă pregătesc. Nea Vasile, libre. L-ai fărâmițat, totuși e bun. Ai mâncat. Da, e bun. Dar îi lipsește ceva. Da, nu-i dar de, nu e perfect. Nu-i de 10. Păi nu știu, bre, asta m-a ta hotărăște acum. Nu-i de 10. Eu față știu de ce am avut până acum e mai bun. Da. Dăm note! Mă, să mor aici. Aici vreau să fie cu tensiune. O să începem cu juratul care se află pe scaunul invitatului. Tu mie să nu spui când să... Tu să nu spui mie când ești că-s invitată, nu? Da, da, da. Eu aici nu sunt invitată. Eu simt acasă. Aici, păi la România au talent, n-avem așa ceva. Pot să-ți dau un da. Pentru mine, chestia asta cu mergi în etapa următoare, nu știu ce a fost înainte, pot să judec aici, mie mi-a plăcut, am gustat. Mă bat și la cântat, nu-i problema. Acolo s-ar putea să fiu mai exigentă. Dar aici, eu sunt o gurmandă, o pofticioasă și
Am dat, cum să spun, ăsta oricum e un cozonac diferit față de cel pe care îl știu. Adică nu are atâta cocă, na. Dar gustul pentru mine e esențial, da. Nu știu ce aveți aici, ce fel de note. Mare. S-a dat vreodată 10 aici. Eu îți dau 10. În alte sezoane. Doamne ajută, mulțumesc frumos. Da. Prima notă de 10. Nu știu dacă s-au dat până acum notele astea, dar mie ești mi-a plăcut. Ești un fel de Nadia Comăneci a cozonacului până acum. Dana Popa, 10! Yes! Mamă, 10! Mulțumesc! Yeah. Și singurul, cred. A dat, nu? Ce scrie 9, virgulă? Ce s-au mai dat și... Nu, no, nu scrie 9. 6 a Danea Vasile, 6 ale... Perfect. Alex Cârțu! Nu, eu nu sunt chiar atât de euforic. Ca și Andra. Eu v-am zis să mă chemați mai des, dar nu. E un cozonac bun, repetent. Diferit. Dar tu ai dat 10, dar n-ai mâncat tot. Asta pentru că am mâncat plăcintă cu carne înainte de la Nea Vasile. Vreau să vă spun adevărul, da, că altfel mâncam pe tot două porții. Da. Da, da, m-am îmbrăcat în negru, să par slabă. Nu-i nimic, că merge și la... Spun că mi-a adus mie o porție de plăcintă de aia de la Vasile. Nu, iubitul, n-ai interes, am mâncat și porția ta. A, de aia erau două. Da. Da, și l-am văzut și pe Orlando pe aici, deci... Bine și Orlando... Mai rămân astăzi la emisiune, stai liniște. Mai rămâi, adică aștept să facă Orlando Zaharia. Vreți, nu vreți, sunt aici cu voi. Îți mulțumim. Deci, domnule prim-ministru, vă rugăm frumos, ce puteți să ne spuneți despre acest cozonac? Mă întrebam, că tot ai citit că se fac în comunitățile evreiești din Polonia, Ucraina, da. Rusia. Și am zis că avem și foarte mulți prieteni care se uită la noi pe Pro TV Internațional, foarte mulți oameni din Israel care fac parte acum din aceste comunități evreiești. Mă gândeam dacă Analescu știe să facă babcă. A, repede, da, trebuie să zici tu de Analescu. Bine, trebuie să zici tu repede de Analescu. Bine, hai zici de Andreea, Raicu și gata, plecăm acasă. Hai, că nu mai cânt cu tine. Nu mai cânt cu tine, uite, da, așa. Asta e de la sosurile Iuț, nu? Hai că vezi. Cine n-a văzut cu sosurile Iuț să caute când a fost Andra invitat. Așa faci, nu? Da, Alex Cărțu. Mă ocup eu de tine, Alex. Păi nu, că tot timpul mi-o face, tot timpul mi-o coace. Păi și tu te răspund pe mine. Nu te spăra, domnișoara blondă cu care ai venit în spatele camerelor de filmat, Iulia, cine e? Ca să-ți bagă... Dar tu n-aveai o prietenă, o iubită, Maria? Ba da, și Iulia, cine e din spatele camerelor de filmat? Vezi că mă duc direct acasă de aici. Vezi? Deci n-a fost o glumă bună, nu? Nu e nimeni în spatele camerelor. Nu știu unde să mă uit. Nu e nimeni în spatele camerelor, nu. Perfect. Nota pentru Dana Popa. După ce l-ai supărat, acum îți dai seama că... Nu, l-am înveselit. Îți dai seama că e nasă. Nota mea e una mare, să știi. Fără sutim, fără alte comentarii, e un cozonac bun. Felicitări! Op! Mulțumesc! Da. Oooo! Op! I-a căzut și da, capacul. Stai un pic, că... Acum e domnul Nea Vasile. Chiar bun cozonacul. Da, e. Andra, să ții și tu nota. Unde? Aici așa? Da, da. Eu cu cine votez, știi? Aici sunt. Perfect. Hai să vedem. Domnul Nea Vasile, ia bre. E un cozonac bun. Dar. Da. Dar nu este... Zibre, mata ești președintele jurului, ești intransigent. Ții cu toate partidele, adică nu-mi favorizezi pe cineva, ești necruțător. Ai văzut, spune acolo că asta e o pâine dulce, o prăjitură considerată, dar nu chiar un cozonac. Dar să zicem că se apropie de cozonac, nota mea este 8 și o notă foarte mare. Foarte bun la gust. A fost bun gustul. Foarte bun, da. E bun. A zis foarte bun gustul. Mulțumesc. Este. Deci, Dana, nu știu cum făcuși, dar ai cele mai multe puncte. Nu stau rău, este perfect. Ești pe primul loc. Aș putea să mai fac. Poate mai la finală... 16 cu 10, 26 de puncte. Da. Deci până acum ești pe primul loc, Dana. Doamne ajută, mulțumesc. Mamă. Și am venit atât de stresată și mi-era atât de frică. Da. 26 de puncte, Dana Popa. Deci pentru colegii tăi care lucrează cu tine la ziar, la Click acolo, să știe că poți să apeleze de sărbători să le faci cozonaci. Face. Bun. Da, perfect. Felicitări. Că bravo. Ce, că am mâncat? Eu m-am simțit bine, mulțumesc. E tare plăcut să vii aici și să nimeresc și un cozonac tare gustos. Nu știu cum au fost ceilalți, nu pot să fac o comparație, dar gustul a fost bun și eu pentru asta am votat. Da, mă bucur.
Îți mulțumim. Te rog să-mi faci cumva să mă mai chem. Dar din ianuarie nu mai, gata, că da, din ianuarie mă apuc și eu de... Din ianuarie te apuci de... Nu te gândi că vreau să dau 50 de chile jos. Că... Oameni buni, partenerul nostru, doctor Oetker, are pentru tine un coș cu produse pe care să le folosești, să exersezi, că dacă ajungi în finală, trebuie să mai faci cozonaci. Mai facem. Dana, felicitări. Mulțumesc frumos. Oameni buni, vă mulțumesc mult de tot că ați venit. Andra. Mulțumim. Peace and love. Perfect. Oameni buni, mâine continuăm din nou cozonacul de aur. Altă concurentă sau concurent. Alexandra, n-avem niciun bărbat? Nu. Doar doamne în sezonul ăsta? Asta e. Mergem mai departe cu altă concurentă mâine.